jumate, frate. Uite și mă, dar de ce nu dormă tati lor? Domnul Ștefan. Neață. Ți-ai luat al doilea job, ce pot să zic? Nu înțelegi că eu sunt epuizat ca bărbat. Divorțați? Recunoaște, spune adevărul maică-ta. Noaptea nu mă pot odihni pentru a merge la muncă din nou. Așa, din cauza oboselii te-ai gândit să o minți frumos pe maică. Nu m-ați invitat, dar un tac mi-a adus și un tac. Mămica anului 2021! Bă, lasă-mă vrăjeala și dă un tac! Mă duc la dentist, că mă doară măsia de nu mai pot și nu am cu ce să-l las, chiar nu am. Eu nu accept să mi se dea ordine. Dacă ea totuși ne-a mințit pe noi, trebuie să o mințiți și voi. Și am venit repede să aduc, să vă ajut. Eu zic să-ți luăm o bună, ceva, nu știu, care să aibă grijă de copil, că am văzut că... A, de copil, nu de mine, nu? Ai lăsat copilul la străin, da? Soția ta știe? Tu! Mereu tu! M-ai mințit pe mine, pe maică ta? Să-i spun că sunt bolnavă. 21 de ani, filipineză? No, exact ce trebuie. Să fii pregătită bine. Cum îi faci, mă? Cum îl schimbi așa? Ce-ți face, mami? La scutece te pricep, dar la astea? Ce sunt banii ăștia? Pentru ce sunt? Tu m-ai împins, tu m-ai îndepărtat de tine. Ia-ți păturica, perna și du-te pe canapea. Ce sunt? Vre, e cazul să zic adevărul. De multe ori, cel mai fericit, dar și cel mai dificil moment al unei tinere căsnicii este atunci când se naște un copil. Bucuria este dublată de multe dificultăți, iar stilul de viață, în majoritatea cazurilor, se schimbă radical. Pentru asta, ambii parteneri trebuie să fie pregătiți. Nu doar să devină părinți, ci și să renunțe la multe din viața pe care o aveau înainte. Ștefan și Mariana sunt de mulți ani împreună. S-au cunoscut la ei acasă, în Focșani, și după căsătorie s-au mutat la București pentru un trai mai bun. Toate lucrurile au fost minunate până când s-a născut Priam, băiatul lor acum în vârstă de 2 ani. Până nu demult, mama lui Ștefan, mutată la București ca să fie mai aproape de băiatul și de nepoțelul ei, i-a ajutat pe tinerii părinți. Dar în urma unor neînțelegeri dintre noră și soacră, Ștefan și Mariana au rămas fără ajutor. De atunci, viața a devenit tare complicată. Sunt căsătorit de 4 ani și am un copil de 2. Și ar trebui să fiu fericit. Dar după cum se vede, fericirea e departe de mine. Ia să vedem. Cum ți-ți faci, mă? Hai mă, las, mă. Mă, pot să devină un pace, Devină un pace, mă. Pe partea asta, așa. Și acum dăm la băiat bluzița jos, da? Ia. Doamne, cum face femeia asta, mă? Chiar este foarte greu să crești un copil. Cine mă știe, așa cum eram, nici nu mă recunoaște în prezent. Tu cum îi faci, mă? Cum îl schimbi așa de? Ce-ți face, mami? Trebuie să mai dai omul de bani de jos. Ce? Ce-i dai bani de jos? Tu așa îl schimbi de pampers. Nu, mama, de ce îl schimbi de tot? Mă, de ce miroase așa? Așa ai miroase și tu, că de remii, vezi treabă. Dacă maică-sa ne-ar ajuta și pe noi un pic, poate altfel o să stea lucrurile. Hai, că am treabă, am plecat. Cum? Tu ai treabă? Păi, hai, schimbă-l. Doamne. La tine stă, nu zici nimica, la tine să-ți vărcolea. Bine, hai. Păi, viața mea înainte să-mi apară copilul pe lume. Viață de distracții, cazinouri, baruri, bani la lăutari, femei. Și acum, eu, babysitter, da? Facem nani? Hai. Hai, tăti, dormi, hai. Hai, fă nani, hai. De când s-a născut Priam, eu nu știu dacă am dormit 3 ore legate. Aoleu, Doamne, hai. Ia stai tu un pic aici, hai. Hai, fă o leacă din anii, te rog frumos. Hai. Stai, mă, și dormi, mă, stai și dormi. Măi, de unde atâta energie, mă, frate? Ce-ți dă mătaia să mănânci? Toai de capul nostru, Doamne. Mi-e milă de Ștefan, că... A doua zi trebuie să se ducă la muncă. Dar ce să facem? Când ai un copil mic, închis din ochi și asta e.
ce faceți, mă, nu dormiți? Mă, mama, nu dorm. Hei, tati! Tati! Hei! Dar ce faci? Ai dormit înaintea lui. Cât e ceas? Cum de e ceas? E aproape unul. Nu dormi ce acum? Ce ai făcut? L-ai lăsat pe telefon? Am ce dorit de cap, m-a luat. Mama, hai! Hai, du-te și culc-te, las că mă ocup eu de el. Hai, vin la mama. Hai să te culci, mama, hai. Hai, hai, du-te și culc-te, că mă ocup eu, du-te. Oh, mai am 3 ore și mă trezesc. Hai, hai, gata. Eu nu prea am vrut să fac un copil. Am vrut să ne mai bucurăm de tinerețe. Dar dacă tot s-a întâmplat, ne bucurăm de el și îl creștem. Hai, stai aici jos. Stai jos. Stai aici, facem nani, mami. Hai, gata, hai să facem nani, haide. Hai, stai cu mințel, te rog, mama. Hai, fă nani. Hai, măi, mami, că târziu, mă. Târziu, tata. Ce faci, mă? Iar l-ai pus între noi? Dar ce să-i fac, mă? Nu vezi că nu doarme. Mamă, e 1:30, frate. Că știu, e. Uite, mă, tati, de ce nu dormi, mă, tati, vă? Tu duci tu în partea alaltă. Nu să mă duc, în partea alaltă. Pune să cadă din pat jos, parcă nu știi cum se întâmplă. Da, mami, hai să facem nani, haide. Eu cum mai dorm? Păi cum mai dorm? Când mai dorm eu? Când? Și cum mai dorm? Și ce vrei să-i fac? Știi foarte bine cum faci. Pune-l pe picioare, fă-i ceva, nu știu. Ce să-i fac? Na, asta e, na. Dacă poate adorme, stai aici cu noi și poate adorme. Hai, mami, stai jos. Hai, mă, tati, mă, fă nani, mă. Hai, mamă, hai. Hai, fă nani, cui seamănă el, frate, așa? Mă vrei la discotecă, unde vrei? Ce vrei? La taxă, cui să-i semeni? Hai, hai și mamă, stai aici, bagă-te aici lângă tati și lângă mami și facem nani, da? Nu mănâncă, nu doarme, e agitat tot timpul și din cauza asta nici eu, nici nevastă mea nu dormim niciodată. Du-l în pătuțul lui, te rog frumos, du-l în camera lui acolo. Nu s-a dăcut pătuț, mă, nu știi să mă ură că-i toată noaptea să-mi bat vecinii la ușa noastră. Păi încercat să-l legem puțin cu pătuțul acolo. Păi n-am încercat în sufragerii. N-ai văzut când am venit la tine? Hai, mama, stai aici. Hai să facem nani. Eu nu știu, cred că l-am făcut noaptea, l-am făcut în club, l-am făcut pe undeva, că s-a născut și noaptea. Da, așa ceva n-am văzut niciodată, să nu doarmă deloc un copil noaptea. Gata, mă, gata. Și chiar așa, toți copiii oare dorm între părinți? Da, uite așa, doar, na, ce vrei să faci? Mă, asta e. Dacă te simți obosit, du-te pe canapea. Ce să-ți fac? Iar spre aici, nu? Păi ce vrei să-i fac? Na, ca să doarmă azi și el? Azi seara am plecat, alaltă seară am plecat, acum 3 seri am plecat și așa mai departe. Ca să doarmă și el și tu, că te duci la serviciu mâine. O să mă însor cu canapeaua, o să vă să fac acte cu canapeaua și gata, asta e ce am să fac. Păi uite așa, ieși tu, doarmă. Divorțez de tine și-mi iau canapeaua ca femei. 3-4 ore măcar le dormi, dar dormi liniștit măcar. Mai asta zăpăci e cu canapeaua aia, n-am dormit în viața mea. Hai gata, mama, stai cu canapeaua. Am ajuns să o iau în brațe. Ei, asta e ce să facem. Na, cât e mic, suportăm, că n-avem încotro. Și cât e mic copilul ăsta? Că în ochii tăi o să fie mic și la 20 de ani. Nu mănâncă, nu doarme. Aleargă de colo-colo. Trebuie să stau numai după el. Foarte greu. Până mai învață și el, na. Ți, mame, el are chef de joacă. Deci trebuie neapărat să plec eu ca el să doarmă aici? Păi ca să poți să-l culc, să poți să te odihnești și tu. Eu zic că e singura soluție, că altfel... Vezi cum faci. El are chef de joacă. Da, mai... Ia, hai, du-te pe canapea, du-te. Ia-ți păturica, perna și du-te pe canapea. Bine, am plecat pe canapea. Noapte bună. Hai, mamă, stai aici, gata. Hai să facem nani. Haide, hai la mamă, hai. Pe canapea. Asta am ajuns. De 2 ani de zile, eu sunt însurat cu canapeaua și fiii cu nevastă mea. Adevărul este că sunt foarte epuizată. Nu știu cum o să mă mai descurc de acum încolo. Hai, măi, prim, tu ai chef de joacă, mami. A plecat actul, gata, hai să dormim. Gata, hai că-ți dă mami, haide, haide. Hai, nu te supăra, gata. Hai la mama, haide, haide. Hai, du-te aici. După un somn scurt și deloc odihnitor pe canapea, următoarea zi este de-a dreptul dificilă pentru Ștefan, care într-un final... cedează. Ștefan e colegul meu și mi-e milă de el. Îl văd în fiecare zi când vine la birou obosit și aproape mereu adorme măcar o dată.
Domnul Ștefan. Neață. Iar dormim? E a treia oară săptămâna asta. Mamă, lasă-mă că m-am arunc copchilul ăsta. Deci nu mai pot. Da, mă, da, chiar așa de... Cred că am ațipit 5 minute, nu știu, de când stau aici? Nu știu, eu doar ce am intrat. Înainte dormea în firmă pentru că venea de la băutură. Acum doarme în firmă pentru că, na, are grijă de copii la casă. M-am luat cu hârtiile astea și m-am luat, nu știu. Și m-am culcat azi dimineața la, cred că era 4:30, 5. Ai, nu, dar chiar atât de rău e. Nici Mariana n-a dormit, nici... Nu știu, o să vezi tu când să ai copil ce înseamnă, e... Nu știu, te gândești de 3-4 ori înainte să faci. Că odihna și timpul tău o să fie zero. Tu, ca, mai ales tu ca femeie, nu o să ai timp pentru tine. Nu o să mai arăți în felul ăsta cum arăți acum, clar. Hai mă, deja exagerezi. Iartă-mi poza că... Nu știu, cred că arăt într-un fel acum. Mă, nu știu, dar trebuie să faci ceva, că deja a treia oară săptămâna asta. Da, asta e. Vin la birou, mai pun capul pe birou. Dacă acasă n-am cum să mă odihnesc, trebuie să mă odihnesc și undeva, nu? Dacă toată noaptea aproape am stat în brațe cu el, l-am legănat. Tu-ți dai seama ce înseamnă asta? Eu, bărbat, să stau cu el în brațe, mă prind pe în cameră. Uite așa-i făcea, uite așa-i făcea. Dacă am înțeles că n-aveți nici ajutor, da, îmi imaginez că e greu. Și ea, na, are și ea muncă, are și ea peste zi tot felul de probleme și copilul, tot ăla lăptează noaptea și ea, și pentru ea e greu, trebuie să se odihnească și ea, na. Ce am de făcut? Uite, ai desemnat astea și după cam în 20 de minute te așteaptă șeful. N-am dormit un ochi toată noaptea. Cum să fac eu față la munca asta? Da. Da. Nu te mai țin. Iartă-mă că am căscat, cred că de 15 milioane de ori. Mă duc să-ți mai fac o cafea, poate te ajută. Te rog, chiar te rog, da. Doar cine are copii mă înțelege. Te înțelege, Ștefane. Prin urmare, te poți odihni liniștit. Doar că liniștea este de scurtă durată. Nu de alta, dar Mariana, pentru că are treabă și pentru că are cu cine să lase copilul, apare la birou. Gata, mami, gata, gata. Ia stai, mami, stai un pic să te dezbraci, mama. Stai un pic. Gata, iubirea mea. Hai, gata. Uite cine a venit-o. Uite cine este. Hai, gata. Uite cine este. Hai, gata. E supărat astăzi, na. N-am ce să fac. E un pic sfârșit. Da, ce mare să vă. Da, mama, să nu-l de ochi. Da, uite la peșteșor, mame, hai, du-te. Vrei la mama? Ai venit să-l lași un pic la soț? Da. L-am adus un pic la voi. Da, mama, da. Că am vorbit cu Ștefan să lăsăm o oră sau două. Mă duc la dentist, că mă doar rămasea de nu mai pot și nu am cu ce să-l las, chiar nu am. Hai, o oră azi, o oră mâine, o oră poi mâine, așa o ținem într-una, langa. Gata, iubirea lui mamă, gata. Vai, ce mare s-a făcut. Da. Mamă, ce dragă mi-e de copii. Abia aștept să am și unul. Da. Este frumos, într-adevăr, să ai copii. Dar este și foarte greu. Dacă nu ai ajutor, este foarte greu. Deci eu am ajuns să fac bai în 3 minute. Ai, deci nu sunt chiar epuizată. Nu mai pot. Gata, da, iubirea mea. Nu te ajută nimeni. Păi nici cine să mă ajute? Cine? Mama nu poate. Soacră mai mereu plecat în pelerinaj. Este foarte greu, foarte greu. Dar măcar îl ai pe Ștefan. Da, nu pot să zic că mă ajută foarte mult și Ștefan. Da, decât noi doi, atât. Da. Facem cu schimb. Când el, când el. M-am gândit să iau și o bonă, dar cu Ștefan nu am curaj. Te mai gândești încă o dată dacă vrei să faci pasul ăsta mare de a avea un copil. Trebuie să ai ajutor în primul rând și, na, să fii tare. Da, știu, știu, da. Măi, ador copiii, îi ador. Ești frumos, chiar, dar și bărbaia, să nu fie ai tăi. Când m-am măritat, soacră mi-a zis să-i fac copil. Și acum nu mă ajută cu nimic, absolut cu nimic. Uite că s-a calmat, vai. Da, iubirea lui. Ce adorabil e. Cine face gălăgia asta aici? Hai că am auzit că mă bărfiți. Uite, veniți. Tati, hai la tati, vină încoace, hai. Hai, vine la tati un pic. De ce plângi, mă, iubirea mea? De ce plângi, băiatul? Ce faci? Păi... Ce dor mi-a fost din tine? Ce, mă, te doarmă sau? Ți l-am adus, da, ți-am zis, trebuie să mă duc la dentist. Eu am nevoie, o oră jumate, două. Când m-a sunat nevastă mea și mi-a spus că l-aduce pe fiul meu astăzi la mine la muncă, a căzut cerul pe mine.
Nu scap de el nici aici. L-ai schimbat, am mâncat, ce-a făcut? Da, 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 am adus aici. Dar ce e așa supărat? Pare, nu știu, nervos, ce are? Na, eu fișul lui somn, nu știu cum e. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, iubirea mea? E, uite, acum că e cu tati zâmbește. Ia să vedem, poți jos? Ia. Ia să vedem. Un pic călduț, tot la mami, tot la mami, nu? Nu are temperatură? Ei, n-are, cum să aibă temperatură? Nu mi-l aș pe aici să îmbolnăvesc tot birou. Dar tu parcă nu știi cum trebuie să te ocupi cu el. Vezi că nu pot să stau mult cu el, știi că am foarte multă treabă aici. Nu, dar și eu cum să fac cu el? Pot să mă duc la dentist cu el? Păi știu, știu, dar programarea e programare, spui rogi pe domnul doctor să respecte programarea, că, na, avem și noi treabă. Hai mă, Ștefan, că dacă ai nevoie pot să stau eu cu el, știi foarte bine. Nu te, dar nu te mai îndrăgă. Tu nu prea ai treaba astăzi, parcă, nu? Nu, de aia zic. Poți să-l aduci la mine dacă trebuie să te duci la o ședință ceva. Da, bine, dar până la urmă cât poate să-ți umbli în gură, jumătate de oră, ce poate să-ți facă. Încerc să termin cât mai repede. De 2 ani de zile, doar eu stau cu copilul. Dar când am o problemă, trebuie să mă ajute, că doar e taxul până la urmă, nu? Hai să nu pierdem timpul doar la mine. Da, hai la tati. Hai la tati, vine în colț, iubirea mea. Uite. Of, hai și bagajul. S-am ajuns tu cu bagajul. Da, da, da. Așa? Jucăriile are tot ce este nevoie aici. Repejor. Hai, ne vedem, ne auzim, bine. Pa, pa. Am treabă. Așa face mereu. Ce că ți-l lasă o oră, două. Și îl lasă câte jumătate de zi odată. Cam cum o fi să studiezi și să semnezi acte cu copilul pe birou? Ușor nu poate fi. Noroc că Ștefan este apreciat de colegi și are parte de înțelegere din partea lor. Hai, te rog frumos, ia-l tu puțin și ai grijă de el. Hai că-l iau. Deja a început să deseneze, deja ok, e liniștit. Nu cred că să ai probleme cu el. Hai, vino aici. Să nu-ți bagi pixul ochi. Nu-ți facă bun cucui. Hai mă, că nu e atât de rău. Hai, hai vino la ala. Da? Dă-ți copitate băiatul. Bravo, bravo, te duci cu ala, da? Uite. Uite, am și covrigii pentru tine. Ia, uite mă, tati, mă. Haide, vino încoace. Asta e penarul cu popii, tati. Hai să-l dăm și pe ăsta, ia. Uite, dă și pe ăsta la băiat. Și uite așa, Ana, colega lui Ștefan, devine bună de ocazie. Dar pentru ajutorul acesta există și un preț. Da, da, să revenim asupra contractului, doamne. Da, mă scuzați că... Da, mă scuzați din nou, iată să închid. Să închidă, mă. Da, da, haideți că revin în 2-3 minute. Să rămână. Ce faci, mă, ți-au țarc, ai venit cu copilul la... Bă, dar nu mă lua așa cu din astea, de că ce, mă știi că nu-s așa. Să vorbim cu șeful, să-ți luăm și o cana pe aici, că ți-ai luat al doilea job. Asta îmi trebuia mie. Am ajuns bătaia de joc a firmei. Nu știu, zic să-ți luăm o bună, ceva, nu știu, care să aibă grijă de copil, că am văzut că... A, de copil, nu de mine, nu? Până să apară copilul, eram așa eu. Tati, ți-a plăcut să... Acum ce să-i faci? Tragi ponoasele. De ce nu ai lăsat nevastă ta, pe bune acum? Păi s-a dus la dentist, frate, și trebuie să o ajută. Doar mă seama, toată noaptea s-a băitat. Bă, mamă, dar ce e așa greu, frate? Ce, și înainte, cum erai? Făceai câte 4-5 copii la 18 ani? Și e greu, cine ce făcea? Greu. Cine făcea asta? Ai noștri. Păi nu noi, ai noștri, erau alte vremuri. Păi acum atâtea chestii de tehnologie, nu știu, ai și scutece, ai și mâncare pentru bebeluși, ai și din ăsta pat care te leagă, habar n-am. Dar fiii mei nu are buton de on și off. Ce mai, e dat peste cap. Nu-i trebuiau lui copii la vârsta asta. Cine te-a pus, mă, să faci la vârsta asta? Cine l-a făcut la 40? E, cine m-a pus? O să vezi tu cine te-a pus. Ce, lasă-mă, temă că eu niciodată nu o să fac chestia asta, mă. Cum să-i fac, să-i fac acum? Am timp până la 40 ceva? Nu știi cum apare niciodată, nu știi de unde vine. Hai, mă, lasă. Nu mai vorbi așa. Că așa am zis și eu, las, că mai stau, că mai stau, că mai stau. Și deodată m-am trezit, păc, copil. Asta a fost. Ce vrei să faci? Și soarea mea la fel cu fiisa. Nu face nimic, face, îi face 40.000 de poze, pune pe Facebook tot felul de prostii. Are dreptate. Trebuie să-mi trăiesc viața, că prea m-a luat nevastă mea de prost. Băi, nu știu, eu veni să te invit la o bere. Că știi că e joia aia băieților, să te invit la o bere, la o bilă, la o carte, ceva. Dar na, acum dacă ți-ai luat al doilea job... Da, nu las lucrurile așa. Prea să nu lua de prost. Dacă tu ești chiar ocupat și am văzut că ai aici... Hai, nu mai da așa, că știi foarte bine că, știi foarte bine că vreau să vin. Știi foarte bine, lasă-mă dar, de cum dar fac. Ce? Dar nevasta e la stomatolog, nu? Și copilul e pe aici. Lasă că îl placezi, stai niște, că imediat fac eu ce fac și îl placezi. Hai mă, că ești, băi, ești păi... supap, băi, ești fraier rău de tot, mă, jur. Băi, mă, tu până la urmă mă inviți și după aia spui că nu, să nu mergi sau cum? Păi, vrei da, nu, dar vreau un da, vreau un da hotărât. Da, am, deci, cu 4 de da, merg în etapa următoare, da. Nu? Păi vreau să merg și eu normal. Asta vreau, da? Ștefan zice el că merge mai departe, dar mai există o autoritate a juriului cu drept de veto. Hei, ce faci? Poftim? Păi ce să fac la dentist, nu știi, la dentist. Păi cât mai stai la dentist, omule?
Că a trecut deja, cât a trecut? O oră, o oră și ce? Păi știu, mai durează puțin, mai am ceva de făcut după. Mai durează cam 3 ore, cam așa. Păi și eu ce fac aici copilul 3 ore? Păi, mai stai și tu un pic acolo cu el. Măi, femeie, n-am cum să am grijă de un copil de 2 ani, eu. Plus că am foarte multă treabă aici, eu sunt bărbat, ce să fac eu cu el aici? Fata asta că să stea cu el. Deci mă scalpează șeful. Pe bune, acum spun. Da, ai promis că mă ajuți cu el un pic acolo. Păi da, mă, dar ai spus o oră, frate, nu 3 ore. Păi știi că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și nici cu cea de la servici. Asta e, mai așteaptă și tu un pic, te rog, că mai durează un pic. Bine, hai, face că eu trebuie să mă întâlnesc cu niște clienți. Și trebuie neapărat să-mi fac treaba aici, n-am cum să mai stau. Deci chiar n-am cum, nu știu, vii repede, faci, nu știu ce faci acolo și vii repede. Hai, hai, pa. Bine, hai, pa. Da, da. E momentul să revin la vechile obiceiuri. Ce faci, tati? Ce faci, tati? Tati, te înțelegi bine cu Ana? E frumos? Ce frumos ai desenat, mă, tati. Tu ai făcut inimioara asta? Uite, i-am găsit asta și i-am pus să deseneze. Cum merge treaba? Bă, cum înțelegeți? Păi am găsit tabla asta și dacă tot l-am văzut că desena la tine în birou, l-am pus să deseneze. Ana, nu știu cum să fac, cum să zic, dar mi-e și jenă de tine, la cât m-ai ajutat. Ai, mă, nu mai, că știu că e joia băieților, ieșiți la o bere. Nu lua cu astea, nu, serios, nu, dar mă, bă, vezi pe mine omul să mai iasă, să mai distreze, să mai bălăcărească, să mai danseze, să bățe, să mai nu știu ce, ce să fac eu la vârsta mea. Nu, am o altă problemă. A rămas frate-mi în pană pe aici și trebuie să mă o să-l ajut. Ai, nu. 20 de minute, o jumătate de ori am nevoie neapărat să mă ajut cu băiatul. Știu că ai treabă, te rog frumos, te rog. Trebuia să mint, că altfel n-aveam altă soluție. Deja devine puțin nesimțire, că nu sunt bună, nu sunt plătită să fac chestia asta. Bine, dar numai jumătate de oră, că mai am și eu de făcut. Da, 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 te rog frumos. Uite, văd că a început să te pictezi, se pictează și el. Da. Tati, fii cu mințel, da? M-am gândit bine. Ana iubește copiii, se înțelege cu fiul. Este fix ceea ce căutam. Oricum am vorbit cu nevastă mea. O să vină și ea foarte repede, gen jumătate de oră e aici. Nu-ți face griji. Bine, dar numai jumătate de oră. Fiul meu e în siguranță cu Ana, așa că plec cu inima în păcat. Hai, mai stai cu Ana aici un pic, da? Bine, mulțumesc frumos, Ana. Hai că am plecat. Hai, te-am pupat. Și dacă tot are inima împăcată și știe copilul în siguranță, Ștefan poate merge liniștit să petreacă cu prietenii. Și ca să nu fie deranjat, știe ce are de făcut. Serios? Uite, Priam, te-au lăsat cu mine. Ana nu are de ales. Ce să facă? Să-l abandoneze pe bietul copil rămas temporar fără mamă și fără tată? Nu se poate așa ceva. Mă, m-ați invitat, dar un tac mi-ați adus și un tac. Vreau și un tac. Mămica anului 2021! Bă, lasă vrăjeala și dă un tac, vreau și eu să joc. Ce-ai făcut? Ai făcut un tunel pe sub casă, mă? Tău, dă-mi un tac separat. Hai, mă, stai că-i dau eu acum. Normal că am venit, că doar noi fi cel mai prost din curtea școlii, nu? A venit. Când ravul din fire n-are lecuire. Măi, dar ce-i slăbit? Cum mai reușit, mă, să ieși din casă? Ia zi viața mea, ce mai faci? Te rog frumos, când nu erai însurat, cum te dai la mine, acum te dai la mine? Da, nu mai... Băi, de dragul vremurile trecute, te rog frumos. Te rog frumos, Ștefan. Ce faci, mă, cum ai? Dar ce s-a întâmplat cu fetele astea, mă? Cum mă recunoști, nu mă recunoști. Tu mă recunoști, vin încoace. Uite așa se... Ștefan. Uite așa se procedează când îl întâlnești un vechi prieten, da? Da. Ce te-am învățat să ții tacul 2 ani de zile cât am lipsit eu? Te-ai însurat, Ștefan. Of, și ce înseamnă? Acum ești geloasă sau ce? Hai, bă, că tu ești. Ai venit singur? Da, am venit singur. Păi nu-l vezi că e singur? Las-o pe Mariana, care e copil acasă, are de crescut. Copilul e cu ea, logic, trebuie să îl crească, zic, nu? Zic, 2 ani de zile nu mai ieși afară din casă. Zic, cum ai păcălit-o să o lași acasă? Cum ai scăpat, tu, Ștefan? Am și eu vorbele la mine, uite, sunt buzunar tot timpul. Ei da și o șpagă, că rămâne acasă cu ăla mic? Eu dau de seară șpagă. Îi dai de seară șpagă? Bravo! Ia, hai, unde sunteți? Du-te, ia și tu! Ia bea și tu o bere, că tot ai venit! Ia numai... La Lăudar, la Slunia... Păi acum sau sâmbătă, stați puțin, acum sau sâmbătă. Ești și sâmbătă, ești cu Mariana. Mamă, păi stai să ceară și el aprobare, de unde să... Stai să vedem că e cu aprobare, să facă cerere. Acum a făcut mișto de mine, acum a făcut și tu mișto de mine.
Da, am înțeles. Toată lumea face mișto de mine acum că am copil. Sunt singurul din firmă care are copil. Și eu sunt o babă tăilor. Bun, gata, sunt cel mai fraier. Gata, hai să lăsăm Caterinca și să și jucăm o leacă. Hai, hai, hai. Gata. Hai, simțiți-vă bine. Simțiți-vă bine. Vă dau voi. Asta e viața mea. Aici mă simt eu cel mai bine. De ce să legăm când pot să-mi trăiesc viața frumos? Mâine, cred că vine vânăt la ochi. Când o afla nevastă sa că și-a lăsat copilul ca să iasă la distracție, jar mănâncă. Ți-am zis, mă, că e sub papuc, nu mă crezi treaba ta. La ora asta se vine acasă, hai pleacă de aici. Ce s-a întâmplat? Vrei, e cazul să zic adevărul. Eu nu mai suport să dorm pe canapea. Ai 24 de ore, frate, să-mi aduci bani. Tu nu înțelegi că eu sunt epuizat ca bărbat. Și eu sunt epuizată, am nervii la maxim. Dar ce vrei să fac? Eu nu accept să mi se dea ordine. Dacă ea totuși ne-a mințit pe noi, trebuie să o mințiți și voi. Ori ești șmecher și câștigi, ori ești proști și te lași de ele. Am și o vorbă cu matale. Divorțați? Femeia e făcută să crească copii, bărbatul e făcut să facă copii. Am exagerat și eu cu statutul de tătic. Da, nu-i de mine. Toc, bine v-am regăsit. Să vedeți un ceas bun. Să sperăm că cât de cum. Hai, Doamne, ajută, poate așa mai ieși tu pe afară, cine știe. Păi ce să fac, mă, dacă... Sau ții leapșa. Păi oricum stai pe ceas acum, nu-i așa? Mă rog cu voi, eu am bilet de voi, uite, biletul de voi îmbuzunat. Ia, ne închide, nu mă iar stă în casă. Da, sigur. Mă, tu vorbești serios, chiar vor să ne închide din nou? Măi, da, am văzut eu la televizor, nu știu, s-au ridicat cazurile acum. Da, bravo. Și ce să păi oricum tu erai închis și înainte, adică nu ar fi o chestie nouă. Și acum și cu exact, adică ți-ar face o favoare. Scute ce spălat bebeluș cu copilul cu alea, mai greu ești. De fapt, mai ești deloc. Băi, ți-am zis, mă, că e sub papuc, nu mă crezi treaba ta. Eu zic să mai facem ca un copil. Da, mă, mai rar așa. Păi dacă mai facem ca un copil. Obiceiurile vechi nu dispar niciodată. Mizând că Ana a stat cu Priam până când l-a luat Mariana, Ștefan continuă distracția. Ca pe vremuri. În 2 ani de zile am uitat și de distracții, m-a lăsat și norocul, m-a lăsat, bă, m-a lăsat Ștefane, toate. Bă, Ștefane, bă, ce-mi faci și tu mie? Și femeile, n-a văzut nici aia, nu se mai dă la mine, acum nu mai vrea nimic. Păi dacă stai numai în casă și schimbi scutece, dă-aia, mă. Da. Ce dă-i e? Și tu în pariu ăsta. Hai, acum, hai că merge. Dă-i acum. Dă-i în pariu, Ștefane, nimic nu mai știi, roșie, neagră, nu mai știi? N-am uitat să joc, că n-ai cum să uiți. Dar dacă faci o pauză, te lasă și noroc. Pică ce vrei. Mai mărește și tu mizea. Ce-s astea, portocale și cutare? Au nevoie de șeptari. Șeptari, mă, uite, șeptari, dar dacă nu pune și el în linie niște șeptari? Dăm șeptari toți odată, 5 și a plecat acasă. Dă-mă să schimbăm jocul. Dă-mă, schimbă-mă jocul, mă, schimb joc. Că nu vrea, nu merge. Asta a fost boala mea și chiar am promis și Marianei că mă las. Dar nu te poți lăsa, e boală grea asta. Dă-i, Ștefane, dă-i. Uite, mă, dacă mai pune un șeptar. Ești nebun, mă. Distracție plăcută, Ștefane. Să știi că Priam este pe mâini bune. Uite, acum adorm și toate nu este. Of, of, of. Hai să-l spunem un pic, să vedem unde. Poate vine și el. Bă, dar niciun noroc, nimic, frate. Niciun nu se mai leagă nimic de mine, ești nebun. Cine te sună, mă? Da. Mariana, cine? Da? Lasă-mă, nu-i răspunde. Uite, tu cum închide. Dumnezeu, ce tot închide? O fi greșit. Lasă-mă telefonul, stai acasă, frate. Mă mai sună și asta, chiar că eu uite, bă, dacă mă... Tu ești bărbatul în casă, mă. Da. Lasă, femeia trebuie să aibă grijă de copil. Lasă. Bă, mă, de bunica asta, mă, frate, bă. Ce tot închis, măi, telefon? Dă-i, mă, și joacă-te acolo, mă. Să sune cât vrea. Deci nu pot să mă concentrez. Păi exact, închide telefonul, mă. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred. Dar te sun până răspunzi. Dă-i aici, așa, să fac bani. Trebuie să dea ceva. Mai dă-i, frate, și mie ceva, că noi iar am rămas fără bani. Îți dau, frate, îți dau, cum să nu? Uite tu cum nu răspunde. Uite, l-am sunat de 5 ori și n-a răspuns. Ia, mai ia și pe ăștia și îmi dai la salariu. Mamă, dar m-a spart, frate, chiar că mi-i închid telefonul acum. Nu pot să cred. Chiar că mi-i închid telefonul de tot. Da, bobo, bine ai făcut. Mai... Păi, da. Arate cine-i șeful, frate, în casă. Ora și la gară. Să sune cât o vrea. Eu am treabă. Dă-i, Ștefane, că poate ne dă și nouă ceva. Să-ți dau și bani înapoi chiar acum. Da. Lasă că mi-i dai tu, nu-i problemă de bani. Dă-i. Joacă pe asta. Dă-i, mă, și tu, Ștefane, în pariu. Hai că iese acum. Nu-l văd bine. După ziua de azi, chiar că nu-l văd bine. Pe preș o să doarmă. Ștefan s-a întors acasă foarte târziu în noapte. De aici supărarea Marianei de a doua zi dimineață.
Acum suntem foarte curioși pe unde scoate Ștefan cămașa. Hai, ce faci? S-a trecut supărarea? Ce supărare, mă? Acum, la ora asta, se vine acasă. Hai, pleacă de aici. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Ce mă dești așa negativă? Ce ai de... Cum ce-am? Cum ce-am? Știu. Am intrat noaptea la 3 dimineața. Dar am simțit și eu nevoie de relaxare. Ți-am lăsat copilul la birou ca să mă duc să-mi fac o măsea. Și tu ce ai făcut? Ai lăsat copilul la străin, da? Ce ți-am lăsat la tine? Și Ana a avut grijă de el. Ce s-a întâmplat? Cine este Ana? Ana are copii? Știi să comporte cu un copil? Nu, măi, dar fata chiar se comportă frumos cu el, mă. Mai nu are experiență, nu știe. Păi, asta dovedește că ești un tată irresponsabil, da? Ce să-i fac? Cum să o împac? De fapt, eu știu cum să o împac. Dar dacă e fiul meu acasă, Ana se comportă ca și cum ar avea copii. De ce vorbești așa? Măi, lasă-mă cu Ana. Nu sunt de acord ca copilul nostru să stea în preajma la alt străin, da? Păi și voiai să stau numai eu cu el la serviciu. Tu știi foarte bine ce e la mine acolo. Ți l-am lăsat ție, da? Ți l-am lăsat ție 2 ore, 3 ore cât am avut eu nevoie, da? 2 ore, 3 ore, cu condiții în care ai spus că ai nevoie o programare la medic. Așa s-a întâmplat, ce vrei? Păi și așa s-a întâmplat și la mine, s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat la tine? Ca ce? Să te duci să te distrezi în un club? Noi avem un copil, avem responsabilități. Nu ne stă capul la distracție. Tu nu înțelegi că eu sunt epuizat ca bărbat și ca om, ca cum vrei. Tu cu mine nu mai dormi, tu cu mine nu mai faci dragoste, tu cu mine nu mă mai îmbrații nici mai, nu mai știu omule, de când. Cum dorm numai cu fac? Copilul ăla, te înțeleg, dar acum până la urmă pune-l și tu într-o parte și stau și eu pe lângă tine în partea aia și așa mai departe, nu? Păi vrei să dormi numai tu cu el? De ce? Dormi pe canapea? Este așa corect să dormi eu pe canapea în casa asta? Eu muncesc atâta ca să dormi pe canapea? Îi dau să nu în continuare, doar știi foarte bine, da? Este dependent de mine și acum, chiar dacă are 2 ani, da? Este foarte greu, ai văzut și tu. Și eu sunt epuizată, am nervii la maxim. Dar ce vrei să fac? Da, ea e obosită, eu sunt obosit. Ea este epuizată, eu sunt epuizat. Să găsim o soluție, nu? De când am rămas gravidă, i-am zis că pe primul loc va fi copilul, după noi. Hai să facem pace și să fie și bine ce? Pentru amândoi. Pentru că eu n-am făcut chestia asta din egoism. Pur și simplu am plecat eu de m-am dus eu pentru că așa a fost cu colegii. Dar nu că am vrut eu neapărat să mă duc doar eu. Așa a fost. Eram cu haina pe mine aia de la serviciu, eram cum eram, ce da, să fac? Tu erai și tu trebuie cu măselile pe un oraș, mine, nu știu da, ce. Trebuia să te gândești și la proasta aia, că ea stă și își mănâncă. Atunci hai să fac pace cu proasta și hai să ne, nu știu, să ne fie bine la amândoi. Ce zici? Uite, păi, hai o zi pe săptămână, 2 zile pe săptămână, uite, facem un sejur de 2 zile și o noapte pe săptămână, acasă împreună, la noi, la vila Plopumeara, acasă. A, ce unde? Zici? Și unde îți las copilul? Hai să încercăm cu mama. Cu maică ta. Știu că mama este supărată pe ea, dar pe mine, mama mea, nu o să mă refuzi niciodată. Tu una pe maică ta. Ce știi, simplu o să fie. Cam bună ziua. Alo, să rămână, mamă. Bună. Ce faci, mamă? Păi uite că plec, sunt ocupată, n-am când să vorbesc. Bre, mămicuță dragă, nu te țin mult, te rog frumos. Ajută-mă și pe mine, uite, am și eu nevoie acum în weekend să-mi ții și mie copilul 2 zile la matale. Te rog frumos că am nevoie nu să... Nu pot, că eu plec deja, sunt deja tot informat și n-am când. Bre, matale, vorbești serios. Vorbim când mă întorc, nu pot, n-am când. Pa. Ce ți-am zis, ție, mă? Eram sigură că măsa-i dă cu flit. Nu mă suportă. Ai văzut? Deci soluții găsesc. Nu este ea, este altcineva. Stai liniștită că găsim soluții. Da, da. Avem și pe scară oameni, avem și... Deci destul de... Mă costă... Adică eu nu știu, nu sunt stare să dau 1,5 milioane, 2 la o vecină ca să stea cu copilul, să ne distrăm și noi 2 zile pe săptămână. Da, da. Chiar așa n-aș fi și stare. Și la alt străin, nu? Eu nu mai suport să dorm pe canapea. Nu mai suport. Tu vrei să fii cu mine? Păi, vrei să fim amândoi? Normal. Vrei să avem o viață liniștită amândoi? Da. Bun, o rezolv eu. Mă duc acum la o vecină și ai să vezi tu că o rezolv imediat. Vreau să te văd. Trebuie să găsesc eu o soluție. Mă descurc eu. De obicei, Ștefan reușește să facă ce plănuiește, așa că nu ne îngrijorăm. Mai ales că și Mariana își dorește să mai scape puțin de copil. Vreau să văd că o rezolvă. Că și eu am nevoie de o zi de relaxare, nu doar el. Băiat descurcăreț, Ștefan a reușit și cei doi soți pleacă într-o mică escapadă, doar că părinte fiind, atunci când lași copiii cu cineva, gândul tot la ei îți este. Până la urmă m-am luat după Ștefan, am făcut ce a spus el, dar am lăsat băiatul la o vecină și sunt cu sufletul la gură că este prima dată când îl las singur. Mă gândesc într-una acolo. Și vecina de la 2 la fel a mai lăsat copilul la ea și n-am auzit să se întâmple ceva până acum.
n-a fost problemă, nu știu. Eu ca mamă, na, așa îmi stă gândul acolo, într-una, la el, înțelegi? Chiar dacă într-adevăr... Am vorbit eu cu ea, o să-l scoată în parc, e ok femeia, nu-i chiar așa... Tanti Maria aia? Da. Ea abia merge încolo să scoată copilul mie în parc. Asta păi că am vorbit să-l țină să meargă după, sau să fugă după Priam. Am la vorbit să-l țină din mână, să-l țină din scurt. O să vezi că o să fie bine. Tanti Maria are 3-4, câți are? 4 copii. Toți sunt sănătoși și toți la casele da, lor. Erau alte timpuri atunci, da? Nu mai i-a crescut, e nu i-a crescut rău să zici că nu știu ce. Nu i-a crescut, sunt da? Treci. Sunt, dar uite că, na... Și ai văzut că și copilul? Meu, acolo. Mă, ai văzut că și copilul nostru trage la ea. Și Priam trage la ea când ceva, ceva se bucură când mergem pe la ea. Păi, îi mai dă câte o bombonică, îi mai, nu știu ce, îi mai dă câte o jucărică, se poartă frumos cu el, e ca mama aia lui. Ba chiar se poartă mai frumos Tanti Maria decât mașina cu el. Da, da, asta e chiar, chiar că este adevărat. Dacă știam că soacra mea nu ne ajută, nu făceam un copil acum. Că noi eram pregătiți să fim părinți. Eu înțeleg că mai avem și noi nevoie de câte o ieșire, măcar o dată, două ori pe săptămână, știi? Chiar te epuizează și copiii ăștia la un moment dat. Simți că nu mai poți, într-adevăr. Dar totuși, vezi, eu ca mamă, totuși mă gândesc la el. Totuși stau cu stres, că dacă o fi bine, dacă am mâncat, dacă îi schimbat, dacă îi spălat, dacă nu știu ce. Încet, încet, Mariana se liniștește și resimte ieșirea cu prietenii ca pe o gură de oxigen. La mulți ani, Florica, e și ziua ta, miercuri. Mulțumesc! La mulți ani, Florica! Vrei să organizăm o petrecere frumoasă? Da! Eu cred că da, ce? Pe bune? Trebuie! Trebuie! Trebuie. Că și așa nu mai ne-am distrat de mult și îl luăm și pe Ștefan. Că tu ziceai tu că să închide iar treaba și... Păi da, acum ai momentul! Pe voi, Ștefan! Păi acum ai momentul, bravo, Mariana. Așa mă vreau! Să vedem bebele cu cine stă. Dacă nu vorbim despre fotbal și despre femei, vorbim despre copii. Și acum cu cine stă? Cu cine bebele? Cel mic. L-am lăsat cu o vecină. Păi, cu o vecină? Cu o vecină. Păi cum e o vecină? N-ai zis că maică ta că face, că drege? Maică mea săraca nu prea poate. Soacră mea e cum e. Na. Păi cum e, cum e, domne? Că așa ai spus. Ai spus că... faceți copil, că familia sus, că familia jos. Nu vă ajută că... nimeni. Nu mai că soacră mă ajută cum poate, dar na, ea e bătrână, nu poate să alerge după băiatul ăsta mic al meu. Că... și soacra ta? Păi soacra mea a promis că ne ajută și acum ce? Ne ajută? Păi să pleacă se țină. Se distrează ea. În loc să ne ajute pe noi. Promisiune. Ne ține. Da, nu stă așa pe. Păi așa ar trebui. Știi foarte bine cum este maică ta, da? Da, că vorbesc cu ea. Nu ne aduce... vine o dată sau două ori pe lună la noi, dacă îi aduce o jucărie. Atât. În rest, nimic. Dacă Mariana nu-i făcea observații lui maică-mea acum ceva timp în legătură cu creșterea copilului, acum relațiile erau bune și maică-mea putea să crească și ea copilul nostru liniștită. Atunci de ce am mai spus că face, că drege și după aia nimica? De ce am mai... Păi de ce? Ne-am mințit. Ne-am mințit. Ce crezi? Ne-am mințit și voi pe ea. Da, mințiți-o și voi pe ea. Găsiți-o buzul. Bravo. E, nu. Le găsești multe. Vreau să găsim o variantă, nu știu. Păi cum să nu se găsește? Aveți o boală care nu puteți să stați cu copilul. Da, uite, inventăm o idee bună. Dar mă vede că sunt sănătoasă, uite. Cum să o mint că... Medic că apar niște probleme, pe la firmă, trebuie să stai până noaptea târziu, poți să pleci undeva într-o delegație două zile. Găsim păi face o criză. E cea mai bună ca o boală. Boala, că, doamne, că poate ia copilul, că poate așa. Ce boală, mă, la ce vă gândiți? Ce boală? Am eu medic la... Trebuie să mergem acolo și rezolvăm toată treaba. Să-i spun că sunt bolnavă, dar nu e rău deloc. Ceva care nu se vede exterior. Face Aurelia în blatul. Ești de acord? Da, dar normal că sunt de acord. Găsim orice boală vrei tu, nu contează. Pentru timpul nostru... Pentru suma potrivită, crede-mă, se rezolvă orice în România. Dacă ea totuși ne-a mințit pe noi, trebuie să o mințiți și voi. Să-i răspundă cu aceeași monedă. Dar trebuie să găsim ceva grav ca să o sensibilizăm. Eu cred că o să stea, nu o să zic că nu. Exact, și ai să o păcăliți și voi, că păi dacă și ea face așa cu voi, trebuie să îi întoarceți cumva... Nu e posibil. Normal. Nu va păți la cap că ai copil, ai nepot, că vi-l fac eu, că vă-l dreg eu, vă ajut eu, că fac, n-a zis? Ei, păi ia, ce? Normal că ne-am bătut la cap. Faceți, mamă, și faceți, că, na, un copil mințit, este bine. Să aveți și voi, că sunteți tineri, că na. Da. Dar uite, că nu este așa, știi? Tot ce se întâmplă, se întâmplă din vina lor. Pentru că sunt orgolioase, sunt încăpățânate, sunt două caractere foarte puternice și la mijloc sunt eu.
și eu trag ponoasele. Eu n-am făcut copil ca să îl las ei sau să-l crească ea. Cum îl crește ea, vai de lume. Păi stabiliți și voi o zi, în weekend, uite, o zi, două, da, în weekend, doar să stai, doar în weekend, să fie și în soții. Așa o zi, două pe săptămână, da, se merită. Și măcar așa mai puteți să plecați și voi, să mai facem, mai ieșim. O păcălim că îi lăsăm două ore și stăm șase ore. Exact. Asta. Da, ceva. Pare ce o să facă și ce îl dau pe mut. Dacă mă prefac că sunt bolnavă, automat va sta cu copilul și Ștefan va sta cu mine acasă. O minciună spusă la timpul ei face bine. Mie. Și după aia îi spun, ai înțeles greșit, am zis două perechi de ore. Și gata. Ce? Da, da. Mamai, mamă, până la urmă trebuie să înțeleagă și gata. Asta trebuie să vă ajute. Până la urmă chiar ea a zis că faceți copil. Și dacă a zis ea, uitați și asumi și ea treaba asta. Pentru că și noi am fost crescuți de bunici, generația mea la fel și tu, Aurelian, cred că la fel, nu? La fel. Toate familiile sunt la fel. Maica mea și cu taică mi se duceau la serviciu și își permiteau să muncească pentru că stăteau bunicii cu noi. Altfel nu ar și ar fi permis să muncească amândoi. Corect, sunt total de acord. Și la fel și ea trebuie să-și facă datoria de bunică să-și crească nepotul, nu? Când sunt eu la muncă. Are dreptate Ștefan și... Era țară, era altceva, alte mentalități, bunici, acum la oraș... Are, dar știți cum este? Când îl faci, nu mai sunt aceleași planuri ca și până l-ai făcut. Păi niciodată că... nu o să fie planurile pe cum ți le faci. Păi clar, da, lucrurile, lucrurile se schimbă. Da, nu, n-are niciodată cum să-ți iasă exact. Mai bine vă gândiți 10 ori înainte de a face un copil și na. Eu cred că atunci când o să ajung bătrân, cred că o să mă rog să-mi lase mie nepotul meu sau pe nepoată mea să-i cresc eu cât mai mult să stea cu mine. Nu știu ce în capul unor, da, unor bătrâni, de exemplu cum e maica mea, să nu vrea să stea cu copilul. Lasă, asta nu înțeleg. Eu mi-aș dori. Uite că nu toți suntem bătrâni. Alți bunici, alți mamai, alți tatai și așa mai departe, să roagă să, și-ar dori să stea cât mai mult cu nepoții. Și ea? Soacră mea doar ne-a mințit și atât. Că de ajutat, nu ne ajută. Dacă maica mea o să stea cu Priam, înseamnă un singur lucru. Că eu voi dormi în pat cu nevastă mea. În același pat, vă dați seama. Auzi? Am plecat de acasă ca să mă distrez, să mă simt bine. Nu să discut despre copil. Copil cu care stau pe cap toată ziua, uite așa, acasă. Deci aici vreau să mă simt bine. Așa e, bravo. Deci azi copilul nu există. Scuze-mă că am zis treaba asta. Așa e, Ștefane, până la urmă. Lăsați-vă. Da, FCSB. Alo, dinamoviștii, cumva... Nu sunt pe aici. A jucat Dinamo cumva fotbal la seară? Sau au avut steaua antrenamente? Măi, 6-0, parcă, nu? 6-0. Ideea prietenilor i s-a părut lui Ștefan salvatoare. Mai este nevoie însă de un plan bine pus la punct și de o poveste care să sensibilizeze. Să rămână, mamă. Ce faci? Vino să te apăr. Ce faci? Ești bine? Puiul meu, unde e ăla mic? Unde să fiu? Uite cu ușa în parc să joacă. Ce face? Îmi iubesc nepotul, dar nu mă pot înțelege cu normea. Păi ce vrei tu? Așa-s copii aici. Abia stă liniștit acum, mă, mi-a mâncat creierul, mi s-a epuizat, nu mai pot. Nu mai pot de cu timp. De ce? Așa-s copii aici. Păi lasă asta, ia scopii. Păi e, și tu ai crescut, tu crezi cum ai crescut. Na. E, nu e, dar asta e. Bre, mamă. Zi. Am și o vorbă cu matale, lasă asta, că de copil mai vorbim noi. Am și o vorbă cu matale. Am și o problemă, să zic așa. Adică? Ce, e însărcinată? Nici nu știu cum să o mint, că e maică mea. Dar trebuie să o mint, pentru că am și eu nevoie de o zi liberă cu nevasta mea. Nu-i... Mamă, nu mă lua așa, nu-i așa, nu-i... Divorțați? Eu cu Mariana am avut niște discuții, conflicturi și mi-am dat seama mai bine să nu mă bag. Dacă s-ar fi implicat mai mult în creșterea lui fiul meu, nu s-ar fi ajuns aici. Deci e și vina ei. Dar ce e? Nu-i asta, nu-i asta, mamă, nu te gândi așa departe. Păi eu am crezut că s-a venit mintea la cap. Vezi și tu ce gură are. Așa sunt femeile. Eu nu accept să mi se dea ordine. Eu dacă spun ceva, spun numai de bine, nu de rău. Problema e alta. Mariana a avut niște dureri în piept și ne-am îngrijorat. A fost prima dată, a doua oară, n-am băgat de seamă, după aia i-am spus eu, du-te la un control. Și a făcut niște analize sumare și... I-a zis un doctor că ar fi un nodul la un sân. Hai, mă, nu se... Acum, na, nu suntem și noi, sigur, nu suntem, dar... Suntem îngrijorați. Avem de umblat la un medic, la altul, vrem mai multe păreri. E nevoie și de o biopsie, am înțeles.
niște probleme de care, pe care nu știm cum să le gestionăm în momentul de față. Și am nevoie de ajutorul matale. Și i-am zis de atâtea ori că nu trebuie să alăpteze copilul până la 2 ani. De-aia probabil că aș făcut nudul. Poți, în seara asta poți să stai cu băiatul? Păi pot să stau adică cu băiatul. În sensul că vom alerga pentru analize și pentru din medic în medic, va trebui să mai stai cu copilul din când în când. De asta avem nevoie mai mult. Noi... Păi stau, dar nu vă grăbiți. Trebuie de mers la medici, la consultații, păi, la asta, tocmai asta ceva serios. La... Doamne ferește, nu ne eu grăbim. Nici nu am putut să-mi imaginez fapt, așa în ceva. În momentele astea, nu știu dacă este ok să te grăbești sau să stai mai lent, habar n-am. Nu știu care este calea mai bună ca să rezolvi problema de sănătate mai repede. Nici nu știu ce să-ți spun. Asta urmăream. Să o sensibilizez, să o emoționez. Că știam că dacă o ating unde o doare, cedează. Eu sunt șocată, așa ceva, nu m-am așteptat. Are 30 de ani. Îmi pare rău tare pentru ea și îmi pare și pentru mine și pentru copil. Când rămâne copilul ăsta, Doamne ferește, aiurea. Doamne ferește, stai liniștit. Eu vă ajut, vin când trebuiește. Ce trebuie să fac? Cu ce pot să vă ajut? Păi, în primul rând, ți-am spus, în seara asta măcar, lasă să las copilul la matale. Da. Și după aia te mai anunțăm noi când o mai fi cazul. Indiferent ce aș spune eu acum, ce aș simți, dar trebuie să-mi ajut băiatul. Da, mamă, hai să te duc la băiat să-l Haide, vezi. Haide, ce? Doamne ferește, m-am șocat. Nu se poate așa ceva, cum se poate, iar la 30 de ani? Și noi am rămas, îți dai seama că nu-i plăcut să... Păi nu, trebuie de mers de făcut consultații, tratamente. Na, sincer, eu îmi doream ca ei să divorțeze, că nu se potrivesc nici de un fel. Ca bunică și ca femeie, mama lui Ștefan nu putea rămâne insensibilă la această poveste. Ea este dispusă acum să treacă peste vechile neînțelegeri și să ajute cât poate. Concluzia este că cei doi soți au timp și pentru ei. E bine să mai și minți câteodată, că-ți folosește. Dar noapte o să fiu și eu singur, de exemplu. Da, ești o mămică forțoasă, da, bravo. Da. Sincer, sunt un pic stresată. Ca mamă, te gândești într-una la el, ce face, e bine, nu e bine, că doar l-am lăsat cu soacră mea. Minciuna a funcționat și mama lui Ștefan s-a implicat din ce în ce mai mult. Prin urmare, Ștefan a avut timp și de distracție și de Mariana, dar și de vechile lui vicii, care însă au niște scadențe stricte, iar consecințele apar. Trebuie să recunosc că îmi place să joc, dar mi-am ieșit grav rău de tot de mână. Salut, Ștefane, ce faci? Salut, frate. Mi se pare mie sau ești cam supărat? Păi cum să nu fii supărat când de 3 zile nu-ți dă nimic ca aparatul și... Să nu-mi spui că ieri ai pierdut banii la astea aici, la aparate. Ce, am pierdut tot azi. Bă, trezește-te, bă, odată, bă, ce e în capul tău, băiatul? Mai am una de un leu, nu mai am în buzunar. Nimic. Băi, Ștefane, ce e în capul tău, bă, băiatule? Acum ai și familie, ai și copil de întreținut. Ce duc eu ăsta acasă acum? Ce duc eu ăsta? Înainte să am copil, cheltuiam și 10.000 pe noapte. Bani la lăutare aruncam, mare, munte, distracții cu femeia, cu nu știu ce. Acum... Băi, Ștefane, păi ieri 1.000, alaltă ieri 2.000, alaltă ieri 2.000. Știu, unde ajungi tu, băiatule? Am crezut că îmi revine norocul, am crezut că am sperat, am zis că... Ce să crezi, Ștefane, trebuie să dai banii, vezi că ai să-mi dai o grămadă bani, ți-am dat bani, te-am ajutat. Vezi cum faci să-mi dai bani. Bă, dar nu începe cu din astea, te rog. Păi nu încep, Ștefane, eu vezi spun lovit, acum și îmi dai și tu în cap. Dacă îmi dai în cap, de un simi da. Păi, Ștefane, nu-ți dau cu nimic lasă-mă, în cap. Lasă-mă să caut o soluție, și... să văd ce fac. Să mai scot măcar 1.000 de undeva, să mă duc să bag, să joc. Știu că Ștefan e un jucător prost. Toată viața lui nu mai a pierdut. Dar eu, normal, i-am dat bani. Că... am de câștigat. Băi, păi să-mi dau bani să te ajut, că ești prietenul meu, dar dacă tu văd că azi 1.000, ieri 1.000, zi de zi, 10.000, păi numai luna asta, dacă stau bine și mă gândesc, cred că ai băgat 10-15.000, mă, la aparate, tu. Vezi, unde mai exact, 12.000 mai exact, ca să știi că sunt. El pierde, iar eu câștig. Asta e afacerea mea. Trebuie să-mi dai banii, frate mie.
Eu ți-am dat, te-am ajutat, am încercat. Și tu stai noi acum? Cum să nu stau? Sunt banii mei, dau, lasă că ți-i dau, da, știu, te înțeleg și pe tine, dar ce vrei să fac acum? Și eu încerc să te înțeleg, dar văd că faci numai prostii. Nu-ți bagi odată mințile în cap cu aparatele astea? Ce? Păi de o parte și vina ta când dai. De ce îmi dai? A, păi eu sunt vinovat, păi că îți dau să te ajut? Păi, mă, atunci bine, Ștefane. Păi și acum mă judeci, ce vrei să fac acum? Nu te judec, Ștefane, atunci bine. Dacă tu pui problema așa că e vina mea că îți dau eu bani, ai 24 de ore, Ștefane, ca să nu ne certăm și să nu facem discuții. Bă, dar nu mai dai încămătării cu mine, frate. Nu facem nicio șmecherie și nicio încămătărie, frate. Da, frate, dar dăm banii. Mie trebuie să-mi dai banii, că așa cum ai și tu familie de întreținut și copii de crescut. Dar tu când așa ai... am și eu. Când jucai și pierdeai, era bine să te judeci careva. Asta e codul nostru al jucătorilor, să nu fii judecați. Știu, Ștefane, dar ce vrei să-ți fac dacă tu acum ești în situația asta? Uite, eu n-am mai jucat. El o dă cotită cu mine, dar nu îmi fac griji. Știu eu cum să-l ard. De ce nu-mi zici, du-te și te împrumută la altul și dăm banii, ia de la altul și dăm mie? Păi foarte bine, asta te rog să faci. Dar nu mă mai amenința și nu faci faze de astea cu mine, că ne cunoaștem de o viață, nu-i frumos să faci treaba asta cu mine. Știu, Ștefane, că ne cunoaștem de o viață, dar văd că o mergi de rău în mai rău. Păi prima dată când se întâmplă, știi că... De o lună de zile bagi o grămadă bani la aparate și cheltuie o grămadă bani. Mereu, mereu ți-am dat înapoi. Gândește-te că ai copilul ăla acasă, ai și tu de crescut, de... întreținut familie, nevastă, copil, ăla cere pe... Pentru el am jucat, frate, să-i fac o viață mai bună. Dar uite, vezi că păi, nu dă... crezi că faci bani vreodată cu astea, Ștefane? Asta e punctul meu slab. Mai joc din când în când. Ce să fac? Sunt două variante, Ștefane. Ori ești șmecher și câștigi, ori ești prost și te lași de ele. Las-o încolo de treabă, fii atent, că n-am glumit când ți-am zis. Ai grijă că știi că sunt bine pus. Ai 24 de ore, frate, să-mi aduci bani. Pe mine nu mă interesează, mie îmi faci rost de bani și mi-aduci banii, Ștefane. Bine, frate, bine. Nu știu cum să fac să-i dau înapoi datoria lui Andrei. Chiar nu știu cum să fac. De unde să scot atâția bani? Nu mă interesează de unde face rost de bani. Eu îmi vreau banii plus dobânda. Așa e în viață, nimic nu e gratis. Lucrurile merg din rău în mai rău pentru Ștefan, care, lipsit de altă soluție, merge din nou la mama lui. De data aceasta cu o poveste îmbunătățită, foarte probabil. Hei, ce faci, mame? Ce stai Bine, aici? Ce ai pățit? De acum atunci la ora asta? Păi am și eu treburi bine pe la magazin. De la ora asta e acasă, mă, Dani, serios? Păi și tu să mă întrebi pe mine. Ce ai pățit, mă? N-am eu destul de pe cap, mai vine și mama târziu acasă. Dar ce ești? Paza mea, să-ți dau păi, dare de seamă. Îmi fac griji pentru matare, bă, nu mama. Trebuie să stai. Ai și mata o vârstă, nu mai ești copil. Spune-mi, de ce ești aici? Ce pețit? Ce s-a întâmplat? Bre, e cazul să zic adevărul. Vreau să spun adevărul. Când l-am văzut pe fiul meu, mi s-a pus odată un nod în gât, n-am mai putut să vorbesc. N-am ce să fac. Pe de o parte, Andrei mă forțează să-i dau bani înapoi. Iar pe de altă parte, eu nu vreau ca Mariana să afle ceea ce fac. De nou. S-a întâmplat ceva cu Mariana? Se simte rău? E mai grav decât mi-am imaginat cu ea. Ce vorbești? Într-adevăr, are un nodul la sânul drept. Tu? Nodul care trebuie, asupra căruia trebuie să acționăm foarte repede. Ce? Nu mai este care de întors. Și prietena mea a avut aceeași situație săracă. Și în 6 luni a plecat la domnul. Medicii au spus că trebuie operat. Extirpat neapărat. În primul rând nodulul și dacă printr-o minune lucrurile merg bine, nu va fi cazul de extirpat și sânul. Dar dacă... Doamne ferici. Dar șansele sunt să rămână și fără sân. O minciună în plus sau în minus nu mai contează. Eu o să fiu fericit. Haideți, mai facem niște investigații la medici, la alți medici, dacă ăștia nu pot să ajute să fac ceva. Deja suntem la al treilea medic pe care l-am consultat. Și cam astea sunt deciziile pe care le-au luat. O să terminat. Uite, am lista de WhatsApp plină de persoane cu care vorbesc, cărora le cer ajutorul. Am și niște prieteni asistenți medicali care m-au ajutat cu niște sfaturi. Sunt acoperit cum trebuie. Mama știe că Mariana este bolnavă și toată lumea știe că trebuie să dai bani la doctor ca să scapi. Ideea e, mamă, că n-am bani de operație. Și dacă moare, moare din cauza mea. Doamne, ferește, ce vorbești, mă?
Stai, copilule, că facem ceva. Merg eu, caut bani, vă ajut, nu rămân indiferent. Deci nu vreau să mă gândesc. Și ce vorbești tu? Mamă, sunt disperat. Sunt disperat pentru că o iubesc și dacă nu fac rost de bani în câteva zile, o pierd. Astfel de situație nu poate fi ușor. Este mama copilului meu și dacă mama copilului meu moare, eu sunt vinovat. Hai, nu te las, mama. Hai, mergem, hotărâm ceva. Stai liniștit. O să fie tot bine. La o primă impresie, am putea crede că Ștefan a pregătit totul în detaliu și că este foarte aproape de a face rost de suma mare de bani pe care o datorează. Ce nu a luat el în calcul însă este că între timp, mama și soția lui au reluat dialogul, iar asta poate deveni un pericol. Hey, bună, mama, ce mă de mult n-am mai văzut-o pe soacră mea așa serioasă. Oare ce s-o fi întâmplat? M-am dat peste cap și am făcut rost de bani, fiindcă trebuie să-mi ajut băiatul. Haide, hai, vină încoacă, vreau să vorbesc cu tine ceva. Ce s-a întâmplat? Urgent. Păi, ce s-a întâmplat? Uite că mi-a spus Ștefan și am venit repede să aduc să vă ajut. Ce am vorbit eu cu el și ce a făcut el? E momentul să îngropăm secura și să ne împăcăm, fiindcă viața e scurtă și să terminăm cu certurile. Na, te-ai îmbolnăvit și Aoleu, că trebuie să te operezi, că ai... Măi, Doamne, mamă, Doamne, dar nu trebuia să vă zic, Doamne. Cum nu trebuia, dragă, dar mi-a povestit, dar unde trebuia să se ducă? La maică-sa. Și eu acum stau toată, sunt într-o stare, nu înțeleg ce se întâmplă și ca să știi că am venit să stau cu băiatul, nu-ți fă griji, am să stau. Dar te rog frumos să nu te operezi acum, mai așteaptă. Uite, am adus bani, dar să mergem la doctori, să mergem la consultanți, că mai sunt remedii, că na, acum sunt foarte multe metode care... poate să te ajute. Măi, și te rog frumos, vreau ca să trăiești, să fii sănătoasă, să creșteți nepoțelul, să fiți fericiți și eu mă implic să vă ajut și eu cu ce pot. În momentul ăsta intru în pământ de rușine. O să pice totul în cărca mea, o să creadă că este doar vina mea. M-am împrumutat și eu, am făcut-o în ceare. V-a zis Ștefan că eu sau noi avem nevoie de bani ăștia? Eu nu înțeleg ce e așa surpriză. Era normal să știu adevărul. Păi da, ca să te operezi de... na, nodul la sân, că altfel nu este scapat. Dar sunt acolo, mamă. De unde ai făcut atâta împrumutat? Păi n-are importanță. M-am împrumutat și eu am găsit. Na, nu e vorba de asta. Dar vreau ca să știi că nu mi este indiferent și starea ta și starea nepoțelului și... na, în familia voastră vreau să fii bine, ca să vă înțelegeți, să trăiți mai departe, să puneți copilul pe picioare. Cum să-i ceară bani pentru mine? Parcă nu ăsta era planul. Da, mamă, eu înțeleg. Vă mulțumesc pentru gestul făcut, dar noi, eu personal, nu am nevoie de bani ăștia. Păi și cum? Dar Ștefan a zis că este urgent, trebuie urgent de plătit și de făcut operația. Îți dai seama că eu nu dorm nopțele și na. Până la acum operație ce... mai vedem, mamă, că nu știu ce se întâmplă pe viitor. Deocamdată fac investigații, nu vreau să mă tai azi mâine. Hai să lăsăm toporul ăsta de război, da? Eu am venit cu tot sufletul, cu inima deschisă. Vreau ca să fii sănătoasă. Știi și tu, fără bani acum e cam greu. Trebuiesc bani oarecum. Și aș vrea ca să fie o metodă bună, la doctori buni, ca să fii sănătoasă și... celelalte se rezolvă. După asta, pe mine o să mă urască. Și nu am nicio vină eu acum. Totuși, n-am rămas fără cuvinte. Sincer vă zic. Na, nici eu nu știu toate amănuntele, dar ce mi-a zis Ștefan din momentul ăsta, nu m-am mai gândit la altceva. Am alergat ca să ajung să strâng bani, să aduc să vă ajut, că nu sunteți indiferenți și îți dai seama că e băiatul meu și nepoțelul meu și tu.
Da, eu v-am înțeles, vă mulțumesc, dar... Na, nu știu exact ce v-a spus Ștefan cu cuvintele lui. Nu trebuia să vă spun, în primul rând, că am problema care o am. Păi, unde trebuia să duc? Prima este mama. Când au nevoie copiii, vin la ajutor unde? La mama, nu? Și am zis și eu, hai, cu ce pot, ce pot să ajut? Cu mare drag vreau să ajut, dar numai nu că, ca să crezi că am venit, nu știu, ca să mă cert, nu. Am venit să ajut. Ce-am să iau copilul, când o să aveți nevoie. Da, asta da, mai avem nevoie o dată, două ori pe săptămână, ca să fac și eu, în sfârșit de săptămână, să fac și eu toate investigațiile care am nevoie. Îl iau asta, permanent, da. Stai liniștit, îl iau mai des, dar... nu. Nu stăm ma. Ca după asta, dar vreau să fii sănătoasă, iubire. Vreau ca să... Na, poftim. Hey. Ce faci, mamă? O plac, nu o plac, pe normea, nu mai contează. Dar băiatul meu trebuie să fie fericit. Am adus bani, că ai zis că ai nevoie de bani pentru operația... Ce sunt banii ăștia, Ștefan? Ce sunt banii ăștia? Uite și tu, ce sunt banii ăștia? Pentru ce sunt? I-am spus uite și tu, un teanc de bani. Ai o problemă de sănătate și... Și problema noastră era nevoie de banii ăștia? Da, am mințit-o că sunt bolnavă ca să stea cu băiatul. Dar atât. Pentru ce avem nevoie de banii ăștia? De ce ai mințit-o? Pentru ce? Uite și tu, un teanc de bani. Cu ce ai mințit-o de... Avem un teanc de bani. Dar tu n-ai mințit-o. Cu ce ai mințit-o? Vai. Eu i-am cerut bani. Voi ce m-ați mințit amândoi? Mă, m-ai mințit pe mine, pe maică ta? Și tu, și tu, voi amândoi m-ați mințit pentru ce? Pentru ce? Uite, ai văzut? Scoate-o pe asta. Banii care am împrumutat ca să vă salveți viața. Bre, mamă, nu trebuia să vii cu ei aici, bre, la nevastă. Cum adică nu trebuia? Dar unde vrea? Unde ai vrut să mă... Unde ai vrut, mă, să mă rândi? Nu la casă la voi? Rezolvă cu maică ta, că mă duc la ăla mic. Rezolvă. Să eu un pic, la... Păi și tu ai mințit, nu am înțeles. Cum adică voi amândoi m-ați mințit pentru ce? Dar era o vorbă între noi, nu trebuia să vii la Mariana să vă... Pentru ce m-ai mințit, mă, băiatule? El a mințit-o, el să se spele pe cap cu ea. Ce să înțeleg? Că și-au bătut joc de mine. M-au păcălit de bani. Folosindu-se de o altă minciună, până la urmă Ștefan a luat banii de la mama lui, încurcându-se în tot felul de detalii. Dar încolțit și de mamă și de soție, în cele din urmă bărbatul trebuie să dea un lung șir de explicații. Hai, spune-i adevărul! Recunoaște că tu ai fost cu ideea! Nu am fost eu! Tu ai fost și tu mereu te plângi că e stresat, că te vaiți, că nu știu ce, că să ai copilul, când am și eu nevoie. Recunoaște, spune adevărul maică ta. Că nu am fost eu cu ideea. Și tu ești epuizată și eu, adevărul ăsta este. Așa este, dar recunoaște-i lui maică ta. Dar eu am și serviciu față de ea, deci la mine se acumulează mai mult, și stresul de la muncă. Plus că noaptea nu mă pot odihni pentru a merge la muncă din nou a doua zi. Și din cauza oboselii te-ai gândit să o minți frumos pe maică ta, nu? Ia să vedem, să ne gândim noi ce să-i spunem lui maică mea. Trebuie inventată neapărat o boală. De fapt, nu inventat. Trebuie să ne alegem una, că s-a atâtea. Păi ce boală? Să-i spunem că ai ceva. Trebuie să fie ceva intern, că extern nu am cum. Chiar nu am cum. Mă vede că stau bine, îți dai seama, nu? Prea mă pricep așa, dacă n-am stat pe în spital, nu știu ce e aia, nu prea îmi dau seama ce aș putea să zic. Nu știu nici eu, chiar nu știu, n-am idei. Doar să-i zic că mă doare stomacul, că am avut probleme acum cu... Prea banal, ce o să zic, iau un... și stai în pat. Na, nu știu, păi, ceva intern, na, n-are cum să-și dea seama ce se întâmplă în interiorul meu, nu? Da, dar nu o să te creadă, nu, astea sunt prea banale, prea... Zici? Nu, trebuie să căutăm ceva să o dea pe spate, să creadă, trebuie, mă, sunt, trebuie să fie o minciună pe care să o credem noi, în să primul rând, credibil, și după aia nu? O va crede și ea. Ce să zicem? O minciună strașnică, păi de crezut. Și o ții și minte, că dacă o zici a doua oară, trebuie să o zici la fel. Trebuie să ai grijă când minți, înțelegi? Trebuie să minți, mă, dar trebuie să minți știu, cu rost, ca nu... să știi și altă dată minciuna aia. Da, dar nu, ți-am zis, mie nu îmi vine minte... Nimic mai complicat, așa se zice. Ia stai să mă gândesc eu așa, mă, ce-ar putea să fie. Gata! Ia! Yeah. Păi zicem că ai nodul la sân. A, tu ai nebunit? Nu, nu, nebunit. Nu, nu, nu,
Doamne ferește, nu, ascultă-mă. Nu, nu. Măi, taci un pic și ascultă-mă ce spun. Nu. Femeile sunt foarte sentimentale când este vorba de o afecțiune pe care ar avea o altă femeie. Măi, dar eu și alăptez. Nu, păi nu vreau tocmai, să aud, chiar nu vreau să aud. Păi tocmai că copilul are nevoie de sânii tăi să se alăpteze, nu? Și dacă tu nu ai sânii buni, cum să se alăpteze? Ea trebuie să gândească la treaba asta și deja cred că se gândește dacă îi spun, nu? Adică tu ai fost inițiatorul? Tu, cel care ai știut prin ce am trecut eu? Ea știe de un caz de ăsta și știe că știu și eu de treaba asta. Are o prietenă, de fapt, a fost bolnavă de așa ceva și a murit. Ei, de cancer la sân, provocat de la un nodul. Doamne, și ea știe de treaba asta și știe cât este de periculos dacă a avut apropiat un caz de ăsta așa. Știi cât e de periculos, conștientizează. Și de aia o să ne ajute 100%. Pentru că știa de prietena mea și a vrut să mă sensibilizeze, știind cât am suferit eu, că ea sarbana, Dumnezeu să o ierte, nu mai este. A plecat. Da? Și de asta da, s-a folosit. Ernest, dar eu nu am fost de acord să-i zică lui maică sa nici de problema care o aveam, în primul rând. I-a zis, am trecut cu vederea, da? Tu ai îndrăznit să mă minți pe mine așa de urât că ea așa e de grav bolnavă și că eu nu știam ce să fac. Am alergat să fac rost de o groază de bani ca să vă ajut. Adică v-ați împrumutat? M-am împrumutat cu 20.000 de lei. Mamă. Vă dați seama? Cum? Mamă, stai puțin. Mi-am vine în cap că voi ați putut face așa cu mine. Ți-am cerut eu vreo clipă bani. Vreodată. Ți-am zis eu, dăm bani. Dar tu ai spus în altă formă, că ea moare. Mă vaid la mama, normal, la cine să mă vaid? Ai nevoie de bani, că trebuie să o salvezi. Și cine, dacă nu mama, prima începe să facă chestia asta? Adică eu am sărit în ajutor. Ideea e, mamă, că n-am bani de operație. Și dacă moare din cauza mea. Doamne, ferește, ce vorbești, mă? Stai, copilule, că facem ceva. Merg eu, caut bani, vă ajut, nu rămân indiferent. Deci nu vreau să mă gândesc. Și ce vorbești tu? Mamă, sunt disperat. Măi, Ștefane, tu i-ai zis că mor? I-ai zis că sunt pe moarte? Cum ai putut să spui așa ceva? Dar ți-am spus că moare acum, că nu știu ce. Ce ți-am zis? Cum n-ai zis, dragă, că dacă nu faci rost de bani, ea o să moară, că trebuie urgent de făcut operație, trebuie urgent de... Ce-ați discutat, doamnă, cu fiul dumneavoastră? Că ce se face el dacă rămâne fără mamă pentru copil? Nu e așa? Nu, păi asta așa este, exact. Vă dați seama, eu am fost într-un șoc, eu am fost permanent în focul ăsta, care nu știam ce se întâmplă. Eu trebuia să găsesc o metodă ca mama să poată să mai stea cu ăsta mic, ca să ne mai revenim și noi, să ne mai odihnim. Și nu am avut altă soluție. Și am fost de acord cu ea să-ți dăm un șoc. În sensul să devii o persoană la sentimentul nostru, ca să vezi prin ce trecem. Lasă-mă puțin. Ca să vezi prin ce trecem, ca să ne ajuți cu toată inima să vii la noi. Uite, am venit să vă ajut, pentru că sunteți și voi epuizați. Păi, nu așa urmă, să mă dai moartă în păi fața maică-ta. Păi până la urmă a pățit cineva ceva. Ce a fost atât de grav? Ferește. Doar că maică-ta s-a împrumutat de niște bani și a tras o sperietură soră exact cu moartă. Adică, na. Păi dar nu s-a gândit el, pe el nu s-a gândit el, ci poate fi, dar și emoțional. Putea să îmi pierd cunoștința, putea să fac ceva cu inima, că n-am nici eu inimă de fier. Dar dacă l-ar fi cerut de voie bună. Nu mă lasă, mă! Lasă că, Matale, nu-ți pierzi cunoștința nici pentru mine, da, păi pentru ea. Lasă că știu-ți Matale. Păi, dar de ce așa acum s-o fac după ce am aflat? Nu exagera, dacă nu, eu te cunosc. Când ai fost în situația grea, da, maică-ta te-a ajutat. Că ai stat și ai plâns acolo pe scări. Te-a mai auzit cineva, a mai venit cineva să te ajute, să te consolideze? Nu faci mama asta pentru copilul ei? Tu măcar ai înțeles ceva? Bine, eu cu ea... Când mă înțelegeam, când veneam, să tăteam, că mă enerva. Să vină și să vă ajute, să stea cu Priam? Că sunteți epuizați, că aveți nevoie de timp pentru voi? N-a fost așa, sunteți soț și soție. N-a fost și... de asta vorbă, doamnul Ernest. Ba da, te-am sunat și ai răspuns și mi-ai închis telefonul nas. Eu veneam cu mare drag să ajut și când veneam să ajut, mă ocupam de copil. Hai să purtăm un dialog. Mi-ai închis telefonul nas, când am avut nevoie. Vreau și eu să vorbesc? Da, atunci am fost ocupate. Dar când vine să ajut să stau cu copilul, făceam și eu mâncare, aduceam, vă dați seama că produse bune. Da, domnul Ernest, Și mă
par de bebeluș, îl hrăneam. Hai că vede avionul, ia. Avionul. Un pic, bravo. Nu vreau. Dar vrei puiuț? Ia puiuțul, bine. Ha. Mâncă puiuț. Vrei așa? Ce bună e. Hai, un pic, un pic. Ha, un pic, un pic. S-a saturat. Vrei să-ți dea bune așa șanițelul, dar să știi în guriță, bravo, băiatu. A intrat, a țipat la mine că să nu-i dau mâncare, că ea îl alăptează. Vă dați seama, la 2 ani copilul, ea îl alăptează. Asta ce dă-i mizeria asta de pui din comerț? Asta este mâncare? Asta e din comerț? Da. Fato, asta e de la fermă, am cumpărat-o de la gospodari. Una de casă, bună, nestresată. Tu glumești, ce da, ai? Da, de-aia mâncat bietul copil, că e din fermă, de, nu știu unde, de la mata. De-aia mâncat. Serios? Da, serios. Dar tine, mamă, ta, cum te-a hrănit? Cum te-a crescut? Las... Nu tot așa? Lasă, mamă, soacră, erau alte timpuri. Poți să zici de acum 35 de ani... Și în ziua de azi. S-au de schimbat timpurile. E clar. Stai s-au cu timpurile schimbat, tale acolo. S-au schimbat, crește, mamă, creșteți-vă copiii. Păi crești, n-ar fi sănătos. Faceți-vă ce vreți. Mai mult pe mine nu mai contați. Mariana, așa da, nu-mi contat. Mariana, dar soacra ta e atât de orgolioasă? Da, adică nu ai putut discuta orgolioasă cu ea? Nu, până la urmă, nu se poate. Ernest, mi-a închis mie telefonul în ce să-ți mai zic? Trebuie să-și exprime părerea. Da. Dacă până la urmă ea e mama lui Priam, nu e normal ca ea să stabilească care sunt regulile? Copiii se alăptează de obicei până la un an, după aia copilul trebuie să mănânce și mâncare. Mamă, s-au mai schimbat vremurile. Dar e vorba de asta că ei n-au acceptat. Ei vroiau ca eu să fiu, știți cum ar fi, ca sluga, ca o slugă. Tragedia este și mai mare pentru că fiul dumneavoastră nu mai are bani. Cum nu mai ai bani? Unde sunt banii? Mai aveai un tank de bani. Unde sunt banii? Ce ai făcut, Ștefan? Bani pe care maică-ta va trebui cumva să-i dea înapoi. Adică, înțeleg că v-ați împrumutat. Da, păi, unde sunt? Întrebați-l. Răspunde. Întrebați-l ce a făcut cu banii. Mamă, băiatule, ce ai făcut, mă? Ce ai făcut? Ai dus la alta? Ai altă femeie? Bine, adevărul e că soțul tău în ultima perioadă n-a cam lipsit de acasă, voi cam dormiți separat. Da, de o lună de zile, lipsești nopțile, ce se întâmplă cu tine? Ești absent și cu Priam uneori? Ce se întâmplă? Înseamnă că e pe alta, nu? Păi mă duc și eu să respir. Unde dacă acasă nu am ce respira, nu am ce vedea. Păi divorțați. Da, divorțați. Nu, nu divorțează nimeni și matale ce ai acum. Așa asta aștepți, nu? Ei, Ștefan, spune adevărul. Dacă tu știi că are pe alta și păi bănuiesc, nu l-am prins. Păi bănuiesc că are pe alta, Ștefan, da? Dar spune soției tale adevărul. Nu e prima oară când discuți cu maică ta despre divorțul vostru. Soția ta știe? Ce anume? Că maică ta te sfătuiește și cred că nu e prima discuție pe care ai avut-o să divorțați, să o termine cu tine? Eu ce am făcut? Să divorțeze de mine? Eu ce am făcut? Dar tu îl cicălești, pe mine mai cicălești, pe toată lumea cicălești. Da, și asta e, să facem tam-tam acum.
a fost părerea ei odată că ar trebui să divorțăm. Eu nu văd că o singură păi, dacă nu se înțeleg, am întrebat și eu dacă nu vă înțelegeți așa. Deci nu e păcat, așa, nu e cazul, da? Nu e păcat de nepotul dumneavoastră? E păcat. Ia da, facem așa, Fred, ca să mă cert cu ea, ca să mă cert cu ea, să ajung la punctul de divorț. Nici într-o am două sumite caractere foarte puternice. Sunt niște femei din calea afară de ageri. Deci nu ai cum să... trebuie să spui adevărul, pentru că soția ta, uite, crede că tu o înșeli. Mai că ta acum aș da rama pe față. Ce se întâmplă? Și când te băteam la cap, vreau să dorm cu tine, dă băiatul în partea elată ca să dorm și eu exact lângă tine. Și ce să fac? Și ce să fac cu copilul? Dacă aveam pe alta, îți mai spuneam eu, ții, dă băiatul în partea elată. Sau nu mai te uite pe canapea, că m-am săturat, uite, am făcut gaură cu pundul aici așa. Poate joci la două carpe, de ce știi eu? Ca să joc la 5 capete. Păi, stai puțin. Că nu suntem departe de adevăr, doamnă. Nu suntem departe de adevăr. De jucat soțul dumneavoastră, joacă. Mă înșel, nu? Asta spune Ernest, nu? Nu te înșel, măi. Dar ce faci? Spune adevărul. Dar ce se întâmplă? Spune adevărul. De ce taci și nu spui nimic? Trăiești cu mine în casă, da? Trebuie să știu tot. Pentru că soțul tău ți-a promis că nu o să mai facă niciodată treaba asta. Și uite că și-a încălcat promisiunea. Iar joci? Ai terminat-o. Stai mai un pic, mă. Unde te duci? Mariana! Tu m-ai împins, că m-ai îndepărtat de tine. Tu! Mereu tu! Ia l-a stricat. Vezi cum ești egoist? Portocalele, parcă le și văd cu șeptare, cu prunli și așa mai departe, alea sunt ele foarte și eu. Foarte urât gândești. El plătea toate distracțiile. Unde vroia, acolo o ducea, ce vroia, ce cumpăra. Gaură de 200 de milioane. De unde îi dai tu banii lui Măta acum? Restaurante, cazinouri, discoteci, nu știu ce, datorii. Te-am pus eu pe tine la vreun efort pentru prostia pe care am făcut-o eu. O să dea. Ori devii un tată responsabil, ori îmi iau copilul și plec. Stai, mă, stai, ce sare așa în unghiile alea frumoase? Stai așa un pic să vorbim. Ce înseamnă asta? Iar te-ai apucat. M-am apucat de ce, mă? De ce? De jocuri, iar? Dar de când mă cunoști pe mine, mă? Păi te cunosc de atât timp, păi da? Păi și cum m-ai cunoscut tu pe mine? Nu cu mâna pe butonul de la aparat? Am înțeles. Da, dar de când s-a născut Priam și ne-am căsătorit și am format o familie, copilul este pe primul loc, da? Da, corect. Și tu te-ai lăsat la un moment dat. Ai renunțat. M-am lăsat, da. Da. Și acum ce se întâmplă cu tine? Am zis să încerc din nou tot pentru voi. Cum să încerci din nou, mă? Cum? Ca prin jocuri? Ca să aduc venituri în plus în casă. Ea l-a stricat. Ea? Da. De cum când cu ea s-a luat restaurante, cazinouri, discoteci, nu știu ce, datorii permanent. Păi cum, că nora dumneavoastră are urmare ghimpe cu jocurile de noroc? Păi da, da, acum ea zice, dar atunci cred că știa. Cum poți să joci, mă, la așa ceva? Cum poți să joci? Te interesează, mine, mă face vinovat. Mai bine când te interesează, erau banii ei, s-au dus, am putut datoria și gata, scop. Și tu ce faci, mă? Tu ce faci? Dacă îți dă vreo unul una în cap și te omoară, ce păi faci? Păi îmi dădea dacă nu plăteam. Acum ai plătit. Păi am plătit, gata, s-au dus, s-au dacă, Doamne ferește, îți dădea vreo una, mă lăsai văd, vă?
Și copilul ăla fără tată? Cum era? Păi am evitat problema asta. Cum? Da, ai evitat așa, că spui tu acum. Dar păi am evitat și am plătit până la urmă. Am făcut ce am făcut și am plătit. Dar nu mi se pare corect ceea ce fac. Nu mi se pare normal față de mine, în primul rând. Nu mi se pare normal. Și față de Priam. Că el este pe primul plan la noi. Știi foarte bine. El plătea toate distracțiile. Unde vroia, acolo o ducea. Ce vroia, ce cumpăra. Adică nu că era păi fiul dumneavoastră în mare crai și... Probabil s-a cheltuit mai mult decât trebuie. Și ea e cu pretenzii că așa nu, ea vrea altfel. Că nu-i place asta, că-i nu place dincolo. Nu plăceți deloc pe nora dumneavoastră. Nu știu. Ce să vă spun? Păi se vede cu ochiul liber. Păi dacă nu știe cum să-l ție, nu știe cum să se înțeleagă nici cu el, nici cu mine, are pretenzii la toată lumea, că ea vezi tu, eu una singură, că numai ea se ocupă de copil. Păi dacă mie nu-mi permite, vin și o ajut și ea tot timpul mă respinge. Ce faceți, doamnă, cu banii? Cine? Cum puneți banii la loc? Păi nu știu, acum să caut să văd. Ori în altă parte să împrumut să dau aici, ori să iau de la bănci și cât pot am să dau, dar o să dea și el. Ce credeți că? Vă dă Ștefan o să dea, apoi? O să dea, o să dea, o să dea. Ori devii un tată responsabil, așa, și cu copilul și cu mine și să formăm o familie, ori îmi iau copilul și plec. Rămâi singur. Eu așa nu continui. Nu continui. Știi foarte bine. Am comis-o acum, asta e ce să fac. Am zis că fac mai bine și până la urmă ce crezi că făceam cu banii aia? Nu m-am dus la niciuna, știi foarte bine că eu nu sunt cu femeile să mă duc să mă distrez, să duc banii la alta și așa mai departe. Mai dus tot cu în gândul... Casă, tot în casă îi aduceam și mai pe aia dacă făceam. Mai dus cu gândul că da, ai putea să mă înșel, da? Când lipseai nopțile de acasă, știi foarte bine, nu? Ascultă-mă, tu n-ai de unde să știi cum este atunci când cineva joacă. Când ești în fața aparatului, nimic nu mai contează în afară de tine și acel aparat. Deci display-ul ăla cu portocalele, parcă le și văd, cu șeptare, cu prunli și așa mai departe, alea sunt ele foarte și eu. Foarte urât gândești. Cum? Deci poate să vină oricine, nu mă interesează cafea, nu mă interesează băutură, nu mă interesează cine îmi bagă la aparat banii acolo, nu mă interesează și așa mai departe. Eu și aparatul. De aia, nu știu cum să îți explic că în momentul când m-am băgat, m-am așezat pe scaunul ăla, altceva nu a mai contat. Că sună Mariana, că sună mama, că sună... Dar nu te-ai gândit? Stăteam și dimineața când veneai, îți miroseam hainele să văd dacă miroase parfum de femeie, că eu nu știam unde erai tu, nu? Tu n-ai cum să știi, pentru că n-ai fost în pielea mea și nu ești în pielea unui jucător ca să vezi cum este. Eu pentru el mi-am pus sufletul, am dat cuvântul oamenilor, mi-am pus pielea, cum se zice, da, la bătaie. N-are cum, o să dea. Și mă implic și eu, ce am să fac? E copilul meu cu toate, că nu mai vreau să mă implic în chestiile lor, fac ce-or vrea, eu nepoțelul vin să-mi-l văd, dar să vin odată în lună pe 10 minute. Atât. Cu cât n-aș putea și aș dori mai mult, am să țin distanța, n-am ce face. Trebuie să renunți la chestiile astea, trebuie să renunți. Mariana, tu m-ai împins, că m-ai îndepărtat de tine. Cum te-am îndepărtat de tine? Nopțile pe canapea, tot timpul iar respingeri încep. Peste respingeri, orice făceai în afară de faptul de a sta pe lângă mine și de a-mi oferi atenții și așa mai departe, așa cum și tu ca femeie ai nevoie de atenții, așa și eu ca bărbat am nevoie de atenții. Și crede-mă că am cred că mai multă nevoie de atenție decât tine. Pentru că muncesc dar, până peste cap. Dar copilul este încă mic. Ți-am mai explicat de nu știu câte ori. Depinde încă de mine, da? Bun, și știi dacă a dormit, nu poți să închizi și tu ușa aia puțin 5 minute să fii la mine pe canapea? O stricăm și pleci înapoi. Păi uite, că adorm, poate uneori adorm eu înaintea lui. Știi foarte bine că sunt chiar mereu. Păi n-a fost uneori, chiar mereu se întâmplă același lucru. Eu mă duc pe canapea, adorm acolo și mă trezesc dimineața. Păi vezi tu. Singur mă culc, singur mă trezesc. Păi tu, mereu tu. Vezi cum ești egoist? Te gândești doar la tine. Nu ești tu important, nu sunt eu. Priam este mai important, da? Trebuie să înțelegi asta. Ori cu mine, ori singur. Ai înțeles? Pa! Stai, mă! Concluzia acestei povești este simplă. Ștefan trebuie să se maturizeze. Asta dacă vrea să fie în continuare cu adevărat soț și tată. Pentru că Mariana nu este genul de femeie care să-l ierte la infinit. Până la urmă, în ce-l privește pe Ștefan, este vorba despre asumare. Ar mai fi ceva. Ar trebui să scape de falși prieteni și ar fi frumos să-i dea și banii înapoi mamei sale.
Iar tinerilor care vor să devină părinți, am să le spun doar atât. Este o experiență minunată să aibă un copil, însă statutul acesta de părinte este permanent și uneori este teribil de dificil. Păi, mamă, nu te-a săturat să stai mereu să-i faci de mâncare, nu, să-i speri? Nu m-am săturat, e copilul meu cum și tu ești copilul meu. Mamă, mamă, să faci. Mamă! Și eu am fost un pic mai fraier când am fost mic, dar între timp m-am deșteptat. Și asta trebuie să faci și tu, să te deștepți un pic. Deci... Îți găsești o femeie pe care să o meriți și tu, care se merită și ea, fără să-ți bagi joc de nimeni. Deschide-mă ușa cu sparg! Mi-ai stricat tot. A zis și fata aia că sunt simpatic. S-a uitat la mine când a spus asta. A vrut să te încurajeze. E greu să găsești o persoană care să te iubească așa cum îți dorești să te iubească. E greu să-ți găsești o persoană care să fie aproape de sufletul tău. E greu să găsești o persoană pe care să o înțelegi și care să te înțeleagă la fel de mult pe cât ai vrea tu să o facă, înțelegi? Cum îl iau la mine în casă? Îl învăț cum să agațe o femeie, îl învăț toate lucrurile astea și uite și tu ce faci. Păi ce faci? Păi uite, era la mine, la noi în dormitor cu una. Nu înțeleg unde se rup relațiile tale exact. Ce-ți spun fetele? De ce te părăsesc? Sau nu știu? Care nu știu, mă. Nu spune că te-ai obișnuit să te lasă toate cu ochii în sală? Nu mai pot. Mi-ajunge și mie, gata. Nu mai încerca, băi. Că nu-i de tu. Gata, lasă-le.